Neața, neața, urșii mei, haideți că am reușit să mă trezesc dimineață și astăzi este ora 9 și ne-am pregătit aici cafeluța, încă puțin și se face. Voi bea cafeluța din asta astăzi, Grande Intenso. Este foarte tare, vedeți, are intensitate 9. 9 adică înseamnă că este destul de tare. Ia uitați, imediat să fug cafeluța, trebuie să scoatem asta, să-l aruncăm la gunoi. Scoatem de aici și aruncăm la gunoi. Dar până atunci, haideți să vă arăt cu ce mi-o îndulcesc eu. Bine, v-ați obișnuit deja, cei care mă urmăriți. Avem aici miere de rapiță, pentru că această miere nu schimbă gustul cafelei. Mierea de salcâm este foarte aromată și nu-mi place în cafea. Da, e cam de dimineață și sunt un pic adormit. Va trebui să beau cafeluța asta să mă trezesc și apoi să mă duc să pregătesc coletele. Să facem comenzile de pe site, pentru că au venit iarăși o grămadă de comenzi pe site. După care să pregătesc ceva de mâncare și apoi plecăm la sală să ne antrenăm. Am o febră musculară pentru că de-abia am apucat de sală săptămâna asta și am făcut febră musculară. Chiar dacă nu m-am antrenat pe grupe și m-am antrenat așa circuit, am făcut toate grupele de mușchi, totuși am făcut febră. N-ai ce să faci. Când faci pauză, știți cum este, se face febră musculară, dar nu este nicio problemă. Haideți să mai pun puțină miere. Încă puțin, pentru că este foarte tare cafea asta, da? V-am zis, mi-am făcut Grande Intenso. Este o cafea tare. Puteam să mai fac și din astea Nesquik, dar asta n-are cofeină. Mai avem aici un latte macchiato. Asta e mai slab. Un cappuccino pe acolo. Mai avem și din aia americano. Și aia e tare. De la Starbucks. Ok, haideți că vă las acum, vreau să savuresc cafeaua și ne revedem apoi să vedem ce facem astăzi și, bineînțeles, ce mai mâncăm, ce mi-a mai gătit șeful meu bucătar și să vă arăt o zi la menținere după ce am slăbit 50 de kilograme. Gata, urșilor, am pregătit și coletele care au venit pe site. Ia uitați cât de multe sunt, vreau să vă mulțumesc tuturor care ați comandat acolo produse apicole pentru că vreți și voi să fiți sănătoși și puternici ca niște urși, exact ca și mine. Ați văzut că eu am consumat numai produse apicole, numai suplimente apicole în perioada mea de transformare. Și vă sfătuiesc și pe voi să consumați produse apicole pentru că sunt foarte, foarte bune și foarte sănătoase. Ce faci, fetiță? Măiuțule, ce faci, fată? Ce faci, fetiță? Ia uite ce bucuroasă e, ce dă ea din codiță. Fetiță, lasă-mă să pap și eu ceva, că nu mi-o arată de mâncare acum. Urșilor, pentru micul dejun am pregătit aici, de fapt încă n-am pregătit, dar o să pregătesc două felițe de pâine, le-am băgat la prăjitor. Să se prăjească așa un pic, pentru că îmi plac prăjite. Avem niște jambon din ăsta de curcan, de la Matache Măcelaru. O să folosim două felii din astea gigantice. O să le împăturim în două, o să vă arăt imediat. Avem niște brânză de la un vecin, foarte bună, de vacă. Și aici avem de la noi din curte, din solar, o roșie, iată așa bine arată, și un ardei din ăsta, capia. O să le spăl, o să le tai și o să pregătesc imediat și o să vă arăt rezultatul final. Ia uitați, cam așa au ieșit. Am prăjit pâinea, v-am zis. Aici am pus niște brânză din asta, foarte bună. E așa unturoasă, e extraordinar de bună. Am pus două feliuțe așa. Și câte o felie de jambon din asta am împăturit. Haideți să și gustăm, să vedem cum este. Super bun. Nu-ți mai dau. Ți-am dat, plec de aici. Nu te la locul tău acolo. Hai. Hai, Maia, lasă-mă. Valea, că ți-am dat cerșetoare. Cât să-ți dau? Cât să-ți dau, mă? Super bun. După cum puteți vedea, am foarte multe legume, pentru că astea au puține calorii și avem nevoie de legume. Trebuie să le mâncăm în orice formă putem. Mâncați și voi cum vă plac vouă. Ce legume vă plac vouă, nu mai mâncați. Foarte bun.
Ne pregătim să mergem la Vâlcea Urșimei pentru că avem o comandă de dus la un client de-ai mei acasă. Până să o pregătesc, să o bag în pungi, vreau să vă arăt, să vă prezint produsele. Avem aici două siropuri de ghimbir macerat în miere. Este extraordinar de bun siropul acesta. Mai avem o sticlă de cătină cu miere, pulpă de cătină presată la rece. Mai avem muguri de pin, tot așa, macerați în miere. O rețetă a Monica Tatoiu și miere de salcâm foarte, foarte bună, 100% naturală. Este foarte bună mierea asta, a câștigat o grămadă de premii la târgurile naționale apicole. Dacă vreți să comandați și voi, intrați pe site-ul nostru www.mieretvo.ro și faceți acolo o comandă. Chiar dacă nu sunteți din Râmnicu Vâlcea și produsele vor ajunge la dumneavoastră acasă prin fan curier și plata se face ramburs. V-am pupat, o zi frumoasă! Mai avem puțin și terminăm, mai avem 5 minute. Am făcut 630 de calorii. Planul înclinat la 9. Speed 4. 5 minute dintr-o oră mai am. Sper să ne ducem undeva în 700 de calorii și astăzi, pentru că am mers un pic mai încet, am băgat 4 viteze. E foarte greu până mă obișnuiesc chiar cu planul la 10 și viteză 4,5. O să mai dureze un pic. Și am terminat o oră. Sunt 695 de calorii. Este ok, un rezultat bun. În curând o să trecem la nivelul următor. Inclinație 10, viteză 4,5 și o să ardem mai multe calorii. Ia să vedem. Este un flash, că nu se vede. Vreau să vede aici pe filmare. Sunt flash că până jos. Mamă. Hai acasă. Ia uitați, urșilor, ce a pregătit aici mama Sita, a făcut niște sarmale. Mi-am pus 6 sarmale să mănânc, am gustat una mai devreme, este foarte bună. Deci sunt 7 sarmale în total, mi-am pus și niște ardei din ăsta picant, din oțet. Aici avem două felițe de pâine, verpitar, pâine integrală, sau intermediară de fapt. Și aici la desert o să luăm dovleacul ăsta. Cred că are 1 kg, da, e foarte greu, dar are foarte puține calorii dovleacul. O să punem niște miere, o să vă arăt. O să mâncăm mai încolo ca un desert sau ca o gustare. După ce mâncăm sarmalele astea. Vă urez poftă bună tuturor! Ok, haideți că este timpul să mănânc dovleacul ăsta. Deci avem aici aproximativ 1 kg de dovleac, asta înseamnă vreo 300 de calorii. Și o să mai punem 3 lingurițe de miere, asta înseamnă încă 100 de calorii, aproximativ. Deci undeva la 400 de calorii și avem dita mai masa, dita mai desertul, dita mai gustarea, cum vreți voi să-i spuneți, foarte sănătoasă și foarte puține calorii la ce volum are. Nu? Ce ziceți? Să mănânci un kil și să iei decât 400 de calorii? Eu zic că e foarte bine. Da, și să mai punem una. Da, să punem și pe margine pe aici, așa. Foarte gustoși dovlecii ăștia, sunt dulci și mierea asta are un parfum așa deosebit. Plus de asta o să iasă și mai dulce și o să fie extraordinar. Ia uitați ce moale este. Nu mai uitați-vă. Da, super, super bun. Ia uitați, s-a făcut ora 7 și ceva și facem paste. M-am băgat să fac niște paste pentru masa de seară. Avem aici paste de la Barilla, tagliatelle alla ovo, cu ou. N-am mai gătit niciodată tipul ăsta de paste. E prima dată când le gătesc. O să facem paste carbonara, aici avem niște din asta, niște bacon, trebuie să se facă crocant ca să iasă așa super bun, îl tăiem fâșiuțe. Mai avem aici o porție, o tură, l-am luat de la Kaufland, baconul ăsta. Aici am pus apa la fiert, trebuie să așteptăm să fiarbă și sosul este gata, făcut la borcan. Uitați, de la Panzani, de asemenea nici sos din asta n-am mai mâncat până acum. Haideți să vedem cum ies, pentru că o să facem ceva nou în seara asta și mie îmi plac foarte mult pastele. Și lumea e cam la fel. Gata, urși, mi-am terminat pastele de făcut. Ia uitați cum așa arată. Am pus și niște piper pentru că ăstea se mănâncă cu piper. S-a făcut ora 8 până la urmă, până când am terminat pastele. Facem și un joc de TFT. Am venit aici sus la laptop să le mănânc. Am mai pus și niște din ăsta, niște parmezan, cărniță, bacon, ați văzut. Haideți să le gustăm, să vedem cum sunt, pentru că sunt foarte curios. N-am mai mâncat din ăstea, v-am zis, n-am mai făcut până acum. Ia să vedem. Sper să nu mă ard. Ia să vedem.
Da. Foarte bune. Foarte bune sosurile astea de la Panzani. Îmi plac foarte mult și se fac foarte ușor pastele. Nu trebuie decât să fierb pastele și cam atât. Le amesteci cu sos, încălzești bine sosul. Dacă mai vrei, mai pui niște cărniță extra, cum am pus eu. Niște parmezan pe deasupra și aia. Vă urez poftă bună tuturor și ne vedem mai încolo. Să vedem dacă mai mâncăm ceva. Și am câștigat jocul, urșii mei. Ia uitați aici. Victory! Când mănânci ceva bun, am terminat și pastele, apropo. Când mănânci ceva bun, parcă altfel te joci. Altfel te concentrezi. Super tare. Haideți să vedem ce divizie suntem. Oh, m-a promovat. M-a promovat în gold 1. Super tare. Am un pic și intru în platină. Uitați aici ce echipă am avut. Foarte tare. Îmi place foarte mult jocul ăsta, TFT. Voi vă jucați? Ce vă jucați? Spuneți-mi în comentarii. Este, mă, încă o victorie. Ia uite aici. 63 gold 1. 63 de puncte în gold 1. Dacă mai am o victorie, mă duc direct în platinum. Mi-a dat 46 de puncte pentru că am câștigat. Super tare. Primul loc. Și ultima gustare înainte să mă bag la somn, urșilor. După pastelele merge ceva, cum să zic eu, așa ceva ușor, da? Înainte de somn. Avem aici două fructe, avem o pară și un măr, un măr galben. Sunt foarte dulci fructele astea și foarte zemoase. Foarte bune perele. Foarte zemoase. Ia să vedem și mărul ăsta. Da. Foarte bun și mărul. Încercați să mâncați cât mai multe fructe, pentru că au foarte puține calorii, au foarte multe vitamine, foarte multe fibre și sunt extraordinare, nu numai pentru slăbit, dar și pentru o viață sănătoasă. Și veți vedea că dacă mâncați foarte multe fructe, nu veți mai simți nevoia de dulce. Dacă mai mâncați și o linguriță, două, trei de miere pe zi, dacă mai mâncați și un baton proteic sau o budincă proteică din aceea, cum îmi iau eu de la Dr. Oetker, în clipul de astăzi n-am mâncat. Dar uitați-vă la celelalte clipuri pentru că o să vedeți că mănânc destul de multe dulciuri și am mâncat destul de multe dulciuri în perioada în care am slăbit 50 de kilograme. Așa că nu trebuie să stați nemâncați, nu trebuie să stați să faceți foamea sau să vă faceți poftă în fiecare zi, să muriți de poftă, să vă culcați tot timpul cu gândul la ceva dulce. Important este doar să facem alegerile bune. Bineînțeles, poți mânca și ciocolată, dar ciocolată trebuie să mănânci foarte, foarte puțină, da? Pentru că are foarte multe calorii. Dar are zero nutrienți față de aceste fructe, față de miere, mănânci o linguriță, două de miere, mănânci 2, 3, 4, 5, 1 kg de fructe pe zi și ai foarte puține calorii. Iei la fel de multe calorii cât ai luat de la o ciocolată, de la 100 grame de ciocolată, care are zero nutrienți, vă dați seama. Așadar, nu vă feriți de fructe, puteți să le mâncați oricând, după mese, înainte de mese, după 2-3 ore, după masă, înainte de somn, oricând vă e poftă de ceva dulce, simțiți că nu puteți să adormiți, încercați să mâncați niște fructe. Pentru că sunt extraordinare. Foarte bune perele astea. Foarte, foarte bune. Și merele. Cam atât și pentru ziua de astăzi, urșii mei. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Și bineînțeles să vă abonați, să-mi urmăriți celelalte clipuri. Să le spuneți și prietenilor voștri, dacă vor să slăbească, să se uite la clipurile mele. Pentru că numai aici găsiți o grămadă de sfaturi, o grămadă de mâncăruri foarte, foarte bune, mâncăruri tradiționale. Și nu numai, și mâncăruri fast food și absolut tot felul de mâncăruri, însă eu mănânc foarte multă mâncare tradițională, mănânc foarte multe ciorbe, feluri doi, mâncare gătită, încerc să mănânc din ce în ce mai rar fast food, dar asta nu înseamnă că nu putem să ne mai facem pofta odată la ceva timp și să mâncăm și o mâncare de genul ăsta, o ciocolată, un fast food sau orice altceva v-ați închipui voi, pentru că sunt foarte pofticios și deseori cal și eu strâmb. Așadar, dacă sunteți curioși ce mai îngătește șeful bucătar și o să mai mănânc zilele următoare, like, subscribe și ne vedem data viitoare. Să vă arăt toate mesele dintr-o zi de menținere după ce am slăbit 50 de kilograme. V-am pupat, somn ușor!